foarte mulți dintre cei care au ajuns celebri în sporturile de contact au început cu Muay Thai. Vă spuneam de Bua Kaupor Pramuk, dar și alți netailandezi. Unul dintre ei, Ramon Dekkers. Hai să vedem prima repriză. Lizzie Largilie și Pechui Ding Mor din Thailanda. Thailandeza în negru. Și cred că vom vedea în meciul feminin mai multă acțiune cu siguranță decât în ultimele două meciuri ale băieților. Loviturile de genunchi din clinci se anulează însă bine reciproc pe brațe cele două. De ani are thailandeza, 28 francezoaica. Singura lovitură de picior de thailandeză, apoi intră în clinch. Are ceva de luptă arbitrul pentru a le despărți pe cele două. De obicei în sporturile de luptă se spune că fetele sunt mai rele. Poate nu sunt la fel de tehnice, dar pun mai mult suflet în meci. Pune directa de stânga pe care a dat-o Largie. După o primă lovitură mai bună a ratat combinația în cele din urmă franțuzoica. S-a încheiat prima repriză. Foarte liniștită în colțul său, Lizzie Targilie. A fost destul de incisivă franțuzoaica în această primă repriză. A răspuns bine la atacurile thailandezei. A stat destul de bine în tehnicile pe brațe. Repriza următoare, titlul mondial de Muay Thai este pus în joc în această întâlnire de la categorie 52 de kilograme în
între Lizzie Sagie din Franța și Petr Choidin Mor din Thailanda. Ca de obicei, thailandeza, lovitură lateral de picior și apoi intră în clinch. Bună luptura de braț pe care a dat-o acum thailandeza. Foarte bună lovitura înaltă de picior pentru Petr Choidin. Ușor dezordonată în atacurile de braț franțuzoaica. Thailanda, meciurile de Thai box sunt pe diferite vârste, începând de la 8-9 ani. Demonstrații, numai meciuri demonstrative, semi-contact. Și lovitule în cap sunt strict interzise. De asemenea și la 10-11 ani sunt interzise lovitule la cap. Dar începând cu 12 ani sunt permise. Dar nu și cele de genunchi de cot. Mai insistentă Lizzie Largie. Se încheie repriza. Știe că nu are misiune ușoară franțuzoaica. Ça va au niveau du souffle et tout? Va-t-il bien, va-t-il bien? T'as compris, on n'a rien à te dire, t'as compris. D'accord? Tu fais plaisir. Tu fais ton travail de distance, tu fais ton travail de point, tu fais ton travail et quand le gars te dit d'appuyer, t'appuies. Iată lovitura de picior și apoi de braț reușit de pe Choidin. Nu se poate de mi doi. Si tu touches pas un point, tu touches un low kick, e sort. Parce que quand tu finis ton travail, elle se pose sur toi. Faut qu'elle se pose sur toi. Da, aici a fost bună directa de dreapta. Tip, point, jambe, pousse en bras. Et tu bouges, et tu tournes. Ok? Deux fois à la droite, elle est bien passée, la tête elle est partie bien en arrière, tu vois. Mais t'écrases pas pour ça, hein. Parce que peut-être que tu peux faire des combinaisons de deux coups franco. Ça fait gauche droite, tu vois, la tête est partie, mais après tu es en fin de course. Donc t'écrases pas sur la droite si tu la sens pas. Fait qu'une chose, elle te suit ou en jambe ou en point et elle pose les mains là. Exactement. Tu fais juste ça, c'est bon. Tu recules d'un pas, c'est bon, ok? Tu fais juste ça. Orice se poate întâmpla în acest meci. De obicei, thailandezii sunt obișnuiți cu meciurile lungi. Nu cred că va face excepție nici pe Choidin Mor. Nu e genul de sportiv care să vrea cu tot din adinsul knockout. Important este victoria. Yeah!
Așteaptă mult tailandeza ca adversara să atace, să se deschidă. A preferat să ia inițiativa, să nu mai aștepte pe largie, să atace. Îndemnate să atace cele două. Gata, secerare și a reușit în cele din urmă franțuzoaicei. Da, bune tehnicile de braț pentru largie. Replica cu o tehnică de picior pentru Pecioi din. N-a luptat deloc rău franțuzoaica până acum. Primele trei reprize a fost insistentă, a avut și lovituri clare. Așteptam la mai multă acțiune, la mai multe tehnică din partea tailandezei. Și se aude gongul de final al rundei a treia. Este un meci pentru titlu. Mai avem încă două reprize. Voilà, 20 de bine. Și rămâne în picioare largie, în timp ce Pecioi Ding preferă să se așeze în colțul său. Tu restes vigilante, d'accord? C'est le titre qui importe. Timp de repriza a patra. Încă trei meciuri mai avem din Fight Night în Saint-Tropez. Alexei Papin și Danilo Ilunga după această întâlnire a fetelor, apoi un alt meci de Muay Thai pentru titlu. Vă spuneam Johan Lidon în cotrua lui Jonathan Oliveira. Și apoi meciul vedetă între favoritul publicului Jérôme Le Bonheur, legenda artelor marțiale franceze din ultimii 23 ani, într-un meci cu americanul Carl Robertson. Repriza a patra, Lizzie Largie, Pat Chiding Moore. Meci pentru titlul mondial la Muay Thai. Întâlnire la categoria 52 de kilograme. Runda a patra. Bună mobilitatea trenului inferior pentru tailandez, însă nu este folosită foarte eficient prin tehnicile de picior. Hey!
rămâne pe pas în față, dar Julien rămâne în continuare insistent în atac. Îndemnată să lupte thailandeza. O luptură de cot nu foarte reușite, dar bună insistența lui Largie. Dată bună tehnica de braț a sportivei din Franța și iată numărată thailandeza, care pare că are probleme fizice, de condiție fizică. Se încheie runda a patra. Încă 3 minute și zic eu, Lizzy Largi este aproape de o victorie. Nu știu dacă o fi vorba de o neadaptare la fusul orar. Iată, este bucuroasă Largi de ceea ce a reușit până acum și pe bună dreptate. Poate este o accidentare pe care a suferit-o pe Choi Ding. Bună secerarea reușită de franțuzoaică. Prins piciorul, l-a secerat pe celălalt. E reluare frumoasă aici. De picior în gât. Iată și lovitura de dreapta pierdută în defensivă pe Choi Ding Mor. Il y a abandon et donc c'est la française Lizzy Larguilière qui va officiellement abandonnează lupta pe Choi Ding Mor. Noua campioană mondială la Muay Thai este Lizzy Largie. Iată că insistențele franțuzoaicei au avut sorți de izbândă. Tehnici bune, nu s-a lăsat intimidată de pe Choi Ding Mor, care a reușit să oprească atacurile lui Largie doar în primele două reprize. Foarte bucuroasă sportiva din Franța. Champion du monde WBMC Muay Thai de 52 kg, Lizzy Largie. Lizzy Largie câștigă tura de campioană mondială la Muay Thai, categoria 52 de kilograme, printr-o victorie înainte de limită în fața thailandezei Pe Choi Ding Mor. Campioană mondială la feminin și primul mare succes pentru francezi în această seară.
titlul mondial rămâne în Franța aici pe Coasta de Azur.